Se spune că în această pădure, dacă intri, nu reușești să mai ieși. Aici am găsit câteva flori. Salutare, prieteni, și bine ați revenit în Japonia! Astăzi vom aborda un subiect extrem de sensibil. Dacă tot am avut norocul să trecem prin această zonă, am zis că merită să facem un clip pentru a vedea care este adevărul din spatele acestui loc. Așa că rămâneți până la final, o să fie destul de interesant. Și nu uitați să ne ajutați cu un like, să distribuiți clipul pentru a ajunge la cât mai multă lume. Iar dacă nu v-ați abonat până acum la canalul nostru de YouTube, vă rog să o faceți pentru că este gratis. Vizionare plăcută! Ne aflăm în pădurea Aokigahara din Japonia, la poalele muntelui Fuji. Am venit aici pentru a vedea dacă într-adevăr ceea ce se zvonește despre această pădure este și adevărat. Se spune că în această pădure, dacă intri, nu reușești să mai ieși, pentru că te vei rătăci. Zice că dacă te duci de aici drept înainte, tot așa prin pădure, zice că la un moment dat o să te rătăcești și nu mai știi să te mai întorci înapoi. Și de aia zice că este foarte periculos și... Da. Am ajuns din întâmplare în acea pădure pentru că noi am plecat de acasă pentru a vizita muntele Fuji și cele 5 lacuri din jurul lui. Dacă tot ne-am aflat în acea zonă, am zis să intrăm puțin pentru a filma. Nu am fost pregătit atunci, nu am avut foarte multe informații, așa că am decis ca informațiile să vi le dau după ce mă documentez puțin. Ceea ce știam în momentul în care am ajuns acolo era strict din clipurile pe care le văzusem și eu online. Acum, povestea din spatele acestor panglici spune că o persoană când are probleme sau foarte multe greutăți și decide să își pună capăt zilelor, vine aici în această pădure, dar sunt și persoane care nu sunt decise 100% dacă vor să facă asta. Unii își iau cortul pentru a rămâne câteva zile în pădure pentru a reflecta la aceste gânduri. Se folosesc de aceste panglici pentru a găsi drumul de ieșire. Pentru că în momentul în care intră în pădure, pe traseu din, ce știu eu, 10 în 10 metri, 50 în 50, nu știu exact cum funcționează, agață aceste panglici de ramurile copacilor sau de copac. Aceasta este istoria din spatele panglicilor, dar nu știu ce să zic. Eu mă gândeam că pot fi semne puse pe copaci ce urmează a fi tăiați, cum este în cazul acestor copaci mai groși. Aici nu cred că este valabil. Nu știu ce să zic. Nu făcusem niciun fel de cercetare pentru că, v-am zis și la început, nu aveam un plan să fac un astfel de clip. Pădurea Aokigahara, cunoscută ca și Marea de Copaci, are peste 1000 de ani vechime, 30 de kilometri pătrați, se află la poalele muntelui Fuji și este locul legendelor și al controverselor. Dacă tot am avut norocul să ajungem în această zonă, am vrut să fac acest video pentru că sunt atât de multe lucruri de explicat despre modul cum europenii, americanii sau alte naționalități văd această pădure ca pe un loc exotic, unul întunecat, bântuit, pădurea sinucigașilor, așa cum este numită, ceea ce nu este chiar așa și se trece mult prea ușor peste problemele mentale de care unii japonezi suferă. Dar să ne focusăm pe ceea ce reprezintă de fapt cu adevărat pădurea Aokigahara. Pădurea este absolut superbă, una dintre minunile naturale ale Japoniei, privită cu mândrie, dar în același timp este și un loc stigmatizat. Este al doilea loc din lume preferat de cei ce vor să își pună capăt zilelor după podul de aur din San Francisco. Pădurea s-a format în urma unei erupții a vulcanului Fuji în anul 864, iar motivul pentru care pădurea este atât de deasă este pentru că după ce a erupt vulcanul, după ce a erupt Fuji, aici a ajuns foarte multă lavă care ulterior s-a transformat în piatră, printre care au reușit să iasă acești copaci. Din apropierea orașului Kawaguchiko nu este greu să ajungi în pădure, nu este niciun mister, nu ai parte de priviri suspecte dacă vrei să intri. Pur și simplu iei autobuzul, ajungi aici și intri. Nu te întreabă nimeni nimic, nu păzește nimeni intrarea. Până la final vedem și cum este cu camerele de supraveghere de care vorbește toată lumea. Pădurea sinucigașilor nu este așa cum vedem în toate clipurile de pe internet. Ia priviți unde am ajuns. Dar despre această zonă, despre acest oraș, o să vă vorbesc mai multe în clipul viitor. De fapt, o să vă vorbesc în clipul viitor. În acest clip o să discutăm doar despre pădurea Aokigahara. Din câte știți, mie nu-mi place să mă așez la birou și să vă povestesc lucruri. Prefer să mă plimb, să merg.
am găsit acest loc interesant în apropierea hotelului și am zis să filmez aici. Să te pierzi în această pădure este doar o alegere. Sunt afișate numere de telefon pe diferite pancarde pentru cei cu probleme mentale sau cei ce au nevoie de ajutor. Spre exemplu, pe această pancardă spune că viața este un cadou de preț pe care părinții tăi ți l-au oferit. Guvernul a făcut un mare progres reducând numărul sinuciderilor. Cred că întrebarea firească ar fi de unde a apărut această reputație proastă, pentru că pădurea a fost dintotdeauna asociată cu sinucideri și fenomene paranormale, deși nu sunt dovezi concrete cum că ar fi o practică comună, a existat un vechi mit în termeni japonezi umbasute ce înseamnă abandonul femeilor în vârstă sau a celor cu probleme de sănătate. În perioada foametei era o practică normală ca japonezii să își abandoneze rudele mai în vârstă în această pădure. Fiul construia un fel de suport pentru spate în care își căra mama pe munte sau într-o zonă împădurită, un loc ca și Aokigahara. Legenda spune că în timp ce urcau pe munte, mama rupea crengile copacilor pentru ca fiul să își găsească drumul înapoi spre casă. Odată ce găsea locul potrivit, o abandona și o lăsa să moară de foame. Legenda mai spune că pădurea ar fi bântuită de spiritele acestor femei bătrâne, de demoni, de cei ce au avut o moarte violentă și nu și-au găsit liniștea și nici nu au avut parte de o slujbă religioasă. Motiv pentru care domnul nu a vrut să intre. M-a zis că este frică, a plecat. Are așa o oarecare reținere, este, nu? Puțin, da, am văzut eu. Zici? Da, cum? Serios? Nu de cu fantomele. Ei japonezii cred că dacă mergi în locuri de genul ăsta, chiar, cum să zic, vin cu tine, adică se pun a, atragi... și atragi fantomele. Nici Andreea nu a vrut să intre. Andreea și Alina au mers doar pe acest drum care duce, cred că, 50 de metri până în pădure. Filmele și mass media au avut mereu tendința să exagereze cu privire la acest loc, făcându-l să pară mult mai dramatic decât este în realitate. În 1961, un scriitor japonez a lansat o carte având ca temă o fată ce hotărăște să își ia viața în pădurea Aokigahara pentru că ea și iubitul ei nu puteau fi împreună. Foarte mulți dau vina pe acest scriitor, reproșându-i că a lansat trendul de a te sinucide în această pădure. Bineînțeles, după aceea au mai apărut și alte cărți, foarte multe filme care au avut aceeași temă, făcând această pădure din ce în ce mai populară. Dar legendele și superstițiile ce înconjoară pădurea ascund de fapt dramele și problemele din viața cotidiană. Să nu uităm că japonezii sunt în topul țărilor când vorbim de numărul de sinucideri, ei nu apelează la niciun fel de ajutor, de cele mai multe ori din rușine și frica de stigmatizare. În ciuda faptului că există linii speciale pentru cei cu astfel de tendințe, mulți preferă să nu facă nimic și să se ascundă. Numărul sinuciderilor crește în perioada martie-aprilie, atunci se încheie anul fiscal japonez, iar oamenii trebuie să își plătească datoriile către stat. Aici apare problema din punctul meu de vedere. Pădurea a devenit atât de cunoscută în întreaga lume, de fapt povestea acestui loc a devenit atât de cunoscută în momentul în care celebrul vlogger american Logan Paul a mers în acea pădure și a jucat un teatru ieftin pentru care mai târziu și-a cerut scuze. Are peste 23 de milioane de abonați pe YouTube. Nu este un om credibil din punctul meu de vedere. Ultimul lucru notabil pe care l-a făcut a fost să-și păcălească urmăritorii de peste 40 de milioane de dolari cu celebrele NFT-uri. Are și o criptomonedă creată, o poveste foarte lungă. Clipul făcut de el a devenit viral, după care foarte mulți vloggeri din întreaga lume merg în acea pădure și încearcă să-l imite mai mult sau mai puțin. Cert este că a profitat de încrederea pe care o aveau oamenii în el și i-a lăsat fără bani. Dacă vreți să aflați mai multe, este internetul plin cu gafele lui din ultima perioadă. Trebuie doar să știți unde să căutați și la ce să vă uitați. Așa că aveți mare grijă pentru că internetul este plin cu astfel de excroci, acești influenceri care vă vând formule magice de îmbogățire. În cazul în care nu știați, ele nu există. Un om de afaceri își va vinde ideea prin care el a făcut foarte mulți bani abia în momentul în care ea nu o să mai funcționeze pe piață. Asta este părerea mea personală. Și aici, alte două panglici, una mai în față. Așa că, după cum v-am spus de fiecare dată, nu mai credeți tot ce auziți.
în online tot ce au zis pe internet sau la TV, pentru că în ultimul timp și la TV jurnaliștii, așa zis și jurnaliști, își bat joc de oameni cu știri false. Povestea de aici este foarte creepy, dar... Iuriță, am găsit o sârmă. Aici am găsit câteva flori. Calitatea imaginilor nu o să mai fie bună pentru că filmez cu GoPro-ul. S-au terminat bateriile pentru că de fapt noi am venit în această zonă pentru a vizita, pentru a vedea muntele Fuji. Foarte mulți copaci căzuți, o pădure foarte deasă de altfel. Dar din punctul meu de vedere este foarte mult marketing în spatele acestei păduri. Marketing făcut pe suferințele unor oameni. Am ajuns într-o zonă mai deschisă. Pentru că aici ajung foarte mulți turiști curioși, motiv pentru care în zona au apărut și apar foarte multe cabane. Ia priviți că avem zăpadă. M-au așteptat să-mi fac damblaua. Gata! Mi-am făcut amblaua. Hai că deja începeam să ne facem griji. Am găsit o altă dovadă care susține ceea ce spun eu despre acele panglici, cum că ele nu au legătură cu sinuciderile sau cu lucrurile care se petrec în acea pădure. Acum aflu la aproximativ 400 de kilometri de acea pădure și în locul în care am filmat mai devreme, am găsit aceste panglici. Stați așa că nu știu pe unde să ajung acolo. S-a și înserat. Ia priviți aici. Legate de aceste crenguțe. Și aici. Acolo. Trec trenurile aici. Nu ați văzut așa ceva. Sunt două tipuri, de două culori, să nu spuneți că... Așa că atunci când vedeți în clipurile făcute în acea pădure aceste panglici, să știți că ele nu au nicio legătură cu povestea din spatele pădurii și cu suferințele oamenilor. Foarte multe persoane încearcă să profite de pe urma suferinței pentru un câștig, indiferent de ce natură este acel câștig. Aici avem o parcare foarte mare, locul pe unde aproape toată lumea intră în această pădure. Am văzut două camere de supraveghere, una la baie și una acolo în spate, chiar la intrarea în pădure. Atât, nimic mai mult. Nu există pază, nu... Cei care spun că această pădure este păzită, mint cu nerușinare, pentru că nu este așa. Și aproape că am dat droată pădurii cu mașina, pentru că am fost pe partea cealaltă. Eu nu am intrat pe aici în pădure, am intrat prin partea opusă, nu am intrat pe un drum cum este aici. Cum vedeți acum în imagine. În ziua de astăzi pădurea nu mai este ce a fost, dacă într-adevăr așa a fost în trecut și nu este doar un mit. Rock. Yeah. Acești copaci care au până la 300 de ani au crescut pe aceste roci. Și aici, uite rădăcinile copacilor. Sunt pe afară. În concluzie, în acea pădure au loc evenimente neplăcute, nu atât de multe ca în anii trecuți. Spre exemplu, o statistică din anul trecut arată că mai multe persoane și-au luat viața aici în Japonia, aruncându-se în fața trenului, nu intrând în acea pădure, dar pădurea vinde cel mai bine. Oamenii sunt interesați de povestea din spatele pădurii și nu de problema reală. V-am spus și la început, Japonia este pe primele locuri atunci când vorbim de sinucideri. Nimeni nu vrea să afle de ce se ajunge aici. Toți preferă aceste clipuri mai dark, mai întunecate, dar asta este realitatea în care trăim. Când vorbim de accesul în pădure, poți intra în acea pădure ca în oricare alta. Nu există pază, cum se vehiculează. Camere de supraveghere sunt în parcări, dar în toate parcările din Japonia o să găsești acele camere de supraveghere. Sunt chiar vendomate la intrările în pădure, pentru că, vă spuneam și mai devreme, foarte mulți turiști ajung acolo. Cu panglicile cred că am lămurit, într-adevăr le-am găsit în toată pădurea, dar ele nu sunt puse de cei care intră în acea pădure cu gândul de a se sinucide.
pentru că le-am găsit și în afara pădurii. Acum, să nu mă înțelegeți greșit, eu nu am nimic cu cei ce fac astfel de clipuri, atât timp cât se informează și o fac într-un mod corect. Acestea vin spuse, vă mulțumesc frumos pentru că ați rămas până la final. Nu uitați să ne ajutați cu un like, să distribuiți clipul pentru a ajunge la cât mai multă lume. Eu cred că merită. Și să ne spuneți, ca de obicei, părerile voastre în comentarii. Până data viitoare, numai bine! Am obosit prin denivelările acestea.